oricum nu o să filmăm după centru. Centru e clar. Când o ia, o ia. Bună dimineața la Moș Ajun. Ne dați ori nu ne dați. Că a venit iarna în sfârșit, dragilor și dragilor romașcani de pretutindeni. De unde sunteți voi? Că sunteți în Roman, că sunteți în alte localități, că sunteți în zona romană metropolitan sau în străinătate, pentru că am văzut că ne urmăriți foarte mult din alte țări. Poate mai cu soare, mai cu nisip, mai cu mare. Aici a venit în sfârșit iarna. Suntem în municipiul Roman, județul Neamț, minunata țară România. Și în sfârșit, în ianuarie, după 15.000 de luni și de zile de așteptare, a venit iarna. Yay! Noi ne bucurăm, dar s-ar putea să ne bucurăm așa, ca proștii. Că pe undeva, prin oraș, oamenii spun că nu se poate circula. Noi n-am ieșit de asta să vedem dacă se poate sau nu circula, dacă autoritățile locale și-au făcut sau nu treaba. Noi am ieșit să vă arătăm cum este municipiul Roman astăzi, în sfârșit, cu iarnă, dragilor și dragilor. Se uită oamenii foarte ciudat la noi. S-ar putea să mai fie niște căderi de sunet, că eu în timpul ăsta fac și distribuirea acestei transmisiuni pe câteva grupuri și ne-ar ajuta foarte mult dacă ne-ați da și voi o mână de ajutor să fim cât mai mulți. Deja suntem aproape 100 pe acest live. Bună dimineața! Distribuiți acest live ca să fim cât mai mulți, tuturor celor care le este dor de Roman, să aibă posibilitatea să vadă cum arată Romanul iarna pe zăpadă. Prima zăpadă mai sănătoasă de anul acesta, se știa că va veni zăpada, pentru că la Piatra Neamț ninge deja de 2 zile, deci știam că o să vină și la Roman. Sincer, vă zic o chestiuță, habar nu am pe unde vom merge. Colegul Ciprian e la butoanele mașinii și ale camerei. Eu sunt doar ăla care mă vorbește, era să zică mănâncă. Suntem în plină iarnă, suntem în ianuarie, suntem cu zăpadă până la genunchi. Cei care au ieșit dimineață din casă au avut o surpriză și nu s-au uitat pe geam sau pe internet, că acolo se vede de fiecare dată prima oară că a nins. Cei care s-au trezit dimineață s-au trezit cu municipiul sub zăpadă și nu doar atât, dimineața mi-a trebuit un sfert de oră nu să-mi scot mașina din zăpadă, ci să o găsesc în zăpadă. Eu am și o mașinuță mică, și s-a acoperit imediat, am găsit într-un troian, noroc că face tit-tit, că altfel nu mai găseam. Și după aia dă-i cu zăpada, frate. Noi ne bucurăm că a venit iarna, a venit zăpada, e frumos, e tot ce ne trebuie. Și pe urmă începi, dă la lopată, dă la măturică, dă cu niște sfinți, ca românii, niște sfințișori, mai zici de bine, de autorități, pe aici se circulă, pe aici nu se circulă. Oh, bună dimineața din Irlanda, cum e Irlanda, bre? A nins, a trecut uraganul Irma, cum se chema, Etna, că trec pe acolo uraganele cum trec pe la noi prim-ministri. De 3 pe săptămână. Irlanda. Salutare din Spania. Bă, ce-mi plac oamenii. Știi ce, Ciprian? Mor când ne salută oamenii din alte țări, știi? Asta arată cât de mult le place să mai vadă orașul ăsta din când în când. Și ce poate fi mai plăcut? Unde suntem noi acum în sensul giratoriu la ieșirea spre Horia? Se lucrează, bineînțeles. Trebuie să fie de fiecare dată pe străzile astea o mașină de intervenții la ceva. Ori la apă, ori la gaz, ceva trebuie să fie. Salutări din Spania, salutări din Spania. Eu nu știu cât o să vă pot vedea comentariile, pentru că mă strădui să fac 15 chestii în același timp.
Mă bucur că sunteți atât de mulți alături de noi, 130 în acest moment pe live-ul de la Roman24 online. Crește inima în noi cum cresc troienele pe marginea drumului. A, Ciprian, se vede pe el entuziasmul. Ia uite-l. Bună dimineața, Londra. Salutări, Derby, Anglia. Bă, frate, ce... Cum curg cenții? Un eurocent pe fiecare like luăm. Glumesc, nu luăm. Facem acest lucru doar pentru voi. Prea puține vizualizări sau, cum să spun, like-uri pe pagină vor veni pentru că sunteți în mare același grup de prieteni care ne urmăresc în fiecare zi, lucru pentru care vă mulțumim din inimă și dați-mi voie, pentru că e frumos afară, să vă spun mulțumim din inimă prietenilor de pe internet care ne dă like. Mai zic din astea că le am, nu? Pot să mă opresc. Hai, ci că de ce nu mergem printre blocuri ca să vedem dezăpezirea? Hai că asta voiam să vă zic mai devreme. Noi încercăm să ajungem pe unde putem. Țineți cont că suntem totuși în mașină, suntem în timpul unui live și avem în spate, în portbagaj, o singură lopată. Că Ciprian, colegul, a zis, băi, e momentul să luăm și lopata cu noi, că nu se știe dacă ne-a luat iarna prin surprindere. Să vedem, să nu rămânem pe undeva pe acolo, că pe urmă vă chemăm să dați o mână de ajutor, să ne scoateți din zăpadă. Am încercat dimineața, vă spuneam, să-mi scot mașina din zăpadă, am reușit în timp record, 28 de minute mi-a luat să-mi scot mașinuța din Troian. Mașina de școală, trebuie să învețe și oamenii ăștia să conducă, Ciprian. Din centrul orașului, conform HCL-ului. Centrul orașului. N-au voie. Putem să ne luăm și de chestiile astea, pe unde au voie acum mașinile de școală sau pe unde n-au voie să meargă mașinile de școală, dar și oamenii ăștia trebuie să învețe pe undeva să meargă. Trebuie să meargă pe undeva și ei. 140 de prieteni pe acest live, dați? Am! Mulțumesc, Daniel Mihăieș! Am voce de țăran! Ce vrei? Am îmbătrânit! Într-o perioadă aveam voce de bariton. Acum am de țăran, atâta e. Salutări, Italia, bună dimineața, de asta și facem live-ul ăsta, Maria, ca să mai vedeți și voi orașul, să vedeți ce se întâmplă. Vi l-am arătat vara, vi l-am arătat toamna, v-am plimbat prin parcul municipal cu bicicleta, acum vă plimbăm și prin oraș cu zăpadă, trebuie să-l vedeți. Aquadent, mergem imediat, ajungem acolo. Ajungem pe la Aquadent? Imediat, spune-i să ne aștepte acolo. Pe unde, pe la el, pe acasă sau pe la cabinet? La cabinet, mergem. Cabinetul e acolo, în zona, piața mică. Hai să vedem. Poate ajungem și în Smirodava, da. Să vedem. Știu că era o glumă, Daniel, știu. Eu țin la glume. Mi s-a mai spus. Cam față de țăran, cam voce de țăran mai nou. Cam o prietenă frumoasă, la ea nu m-am supărat. Mai ales că n-am prietenă. Ha! Dacă nu glumim noi între noi, las că râde guvernul destul de noi. Ăia râd de adevăratele. Noi măcar glumim. Ci că hai, uite, ne așteaptă la Cordun, la cafea. Trebuie să fim nebun să plecăm spre Cordun. Cum se circulă în partea aia? Poate ne spuneți. Iosif, dacă rămânem înzăpeziți, apelăm cu drag. Apelăm cu drag să veniți cu mai multe lopeți. Noi avem una singură. La noi, cum spunea colegul Ciprian pe Facebook mai devreme, e unul cu sapa, unul cu mapa. Da, ghiciți cine e cel cu mapa. Ho, 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 ho. Hai, distribuiți acest live, care, sincer vă spun, nu știu cât o să dureze. Și mașina asta. Megidia, salutări, Megidia, am jucat teatru acolo la festivalul de teatru Tanța și Costel și am luat și premiu. Salutări. Cum e cu zăpada pe la voi? Salutări din Italia, aici e soare. Ia uite, frate, unii au baftă de soare. Băi, apropo de soare, m-am visat azi noapte pe propriul meu iaht. Da, și după aia m-am uitat afară și erau 50 de centimetri de zăpadă. Sigur nu era aici. Nu ne fă cafea că n-avem timp. Ne aștepta cu adentul la cafea. Dar nu ne fă că n-avem timp. Din mers le-am luat. Poate mai târziu, după ce încheiem live-ul ăsta. Mulțumesc că ne urmărești. 150 de prieteni pe acest live. Încă o dată am să vă rog, apelez la bunăvoința și prietenia voastră să-l distribuiți, această transmisiune. Sunt foarte mulți romașcani
plecați din țară, care își doresc să vadă orașul, noi ne străduim totuși să nu rămânem doar pe zona centrală a orașului, pentru că pe aici e bine, e frumos, dar e central, zona asta. Bună dimineața, Roma! Zona asta o puteți vedea și pe camera pe care o avem postată pe site-ul nostru, pe Roman, www.roman24.ro. E acolo în dreapta sus o cameră, n-am să-i spun de supraveghere că sună urât, dar e o cameră de supraveghere totuși. Puteți să-i dați play acolo și să urmăriți centrul municipiului Roman în timp real. Țineți cont că pe centrul municipiului se organizează și evenimentele alea sănătoase, cum a fost noaptea dintre ani, pe care am transmis-o live pe Facebook și unde ați fost foarte mulți, foarte mulți alături de noi. Salutări Germania, salutări Săbăoani, știi, sărim așa de la Germania, Berlin, Săbăoani, Roman. A? Salutări, salutări, salutări. Alex, o să mai facem live-uri din astea. Bună dimineața de la Padova. Am fost și în Padova, frumos, cum e în Prato de la Vale? Tot așa plin de români, mai vin carabinierii. Salutări și din Luțca. Spre Luțca se circulă prost. Două camioane răsturnate în șanț, le postase cineva pe Facebook dimineață. Am amintiri frumoase de la Padova, cât am stat acolo, 6-7 luni. Frumos, tare. Salutări și de la Gdinți. Salutări din Germania. N-a ajuns încă zăpada la Stuttgart. Vă trimitem pe noastră. Noi suntem în partea asta la alta a României, mă, dragilor. Suntem în partea rușilor. De la ruși vine ploaia, știți foarte bine. De la ruși vine gazul. De la ruși vine și zăpada. Bună dimineața din Turcia. Hopa, e nou-nouț. Bună dimineața din Oniceni. Salutări, salutări tuturor. Distribuiți masiv această transmisiune ca să vă spun bună dimineața tuturor de oriunde v-ați afla. Din Turcia, ăsta e nou-nouț. Ciprian, n-am mai avut un turc până acum. Salutări, cum se spune în turcă? Bună dimineața. Vino la Gădinț că e zăpadă multă. Salutări din Trentino. Avem de două ori mai multă zăpadă decât voi. Dar și turiști. Cred și eu, Alexandru. Și noi avem turiști. Nu, mă scuzi, noi avem tiriști și toți intră în șanț. Asta este. Uite aici, în zona asta, pe care o cunoașteți foarte bine cu toții, intersecția asta, e intersecția cu accidente. Ciprian, nu știu dacă ascultăm Roman FM aici. Nu. Nu? Ascultăm Kiss FM-ul, nu? Salutări din Ferentari. Ferentari! Up, up! Gunaydin, se zice în turcă, cică. Ia că învăț. Eu numai turcă n-am învățat. Am să sun pe maică mea. Salutări Roma din nou. Să întreb pe maică mea cum se salută oamenii în turcă, pentru că ea urmărește nu știu ce telenovelă turcească. Și sigur o să-mi spună. Dubai, salutări Elvis. Dubai. Te doare la Dubai, stai în pantaloni scurți, transpiri și te uiți la noi care mergem prin nămeți de 50 de centimetri cu mașina. Ce-ți pasă? Salutări din Irlanda din nou. Bună dimineața, Roxy! Suntem mulți și astăzi pe live și vă mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Nu vă mai spun pe unde mergem, pentru că probabil știți, dacă nu ați uitat... Ce să vă mai spun? Uitați cum arată orașul în zăpadă. Uite, da, și salutări de la Radu Mazăre. Să trăim și Madagascarul. Cum era? I like to move it, move it. Asta face Radu Mazăre acum. Raise your hand, Maurice. It's more fun if you raise your hand. Și da, Adrian, el a plecat dimineața din... Ieri dimineața era soare în Roman. He? Și eu m-am gândit că o să fie soare în Roman astăzi și există cineva care a zis că poc, ia niște zăpadă. Salutări de la mare. Așa. Vă mulțumim. N-are importanță, Ciprian, alți reporteri, nu despre asta vorbim aici. Noi punem suflet pentru că știm cum e să fii plecat departe de țară. Personal, eu de asta fac, iau parte la aceste live-uri. Am fost
Am fost plecat și eu o perioadă din țară și muream de dorul Romanului pe care l-am înjurat și l-am blestemat cât eram în el. Cât am locuit în Roman, am urât orașul ăsta. Mi s-a părut gri, nașpa, plin de sărmâna Irina, bună dimineața, plin de oameni nașpa, mizerabil câteodată. Și după aia am plecat din Roman, salutări de la Roma. Am plecat din Roman și am fost plecat o perioadă lunguță și muream de dorul orașului ăsta. Bună dimineața din Spania, uite acolo am stat eu cea mai lungă perioadă, aproape de Alicante, în Castaia. Nu știu dacă ajungem în Giurgeni. Salutare Germania, salutare Andrei. Ciprian, când aude de localități de genul ăsta, Giurgeni, haideți prin Gâdinți, veniți prin Săbăoani, îl văd cum se albește câte puțin, că el săracul e la volan și știe cam cum e drumul pe acolo. Zilele trecute a fost, dacă nu mă înșel, la Ion Creangă și mi-a zis că, băi, e frumos spre Ion Creangă, să tot mergi. Să tot mergi. Mă, n-am anunțat oamenii că vom fi în live, de ce mă sună toți acum? Deci nu, în Giurgeni nu ajungem, îmi pare rău, dar la vară vă promitem, când o să fie frumos și ne așteptați cu o ciorbiță de afumătură sau o fasole cu cârnați, venim la Giurgeni. Ci că stăcem pe laia Irta. Elvis, nu știu dacă se ocupă cineva de trotuare. În mod normal și după hotărârile de Consiliul Local, în fața instituțiilor trebuie să se ocupe instituțiile respective, iar în fața scărilor de bloc trebuie să se ocupe asociațiile de proprietari, adică oamenii. Salutări din Bologna! Bologna e cu noi! Bologna e cu noi! Da, în momentul ăsta suntem din nou pe Smirodava, nu? Suntem spre... unde suntem aici? Spre Abator, zona Abatorului. Da, dacă vi se pare că trotuarele sunt îngropate în zăpadă, uitați-vă, chiar în momentul ăsta pe stânga se lucrează inclusiv pe trotuare, dar ușurel, pentru că na, sunt multe trotuare. La Medgidia e Lapoviță. Aoleu! Și Șlibovița ar fi bună. Doamne ajută, măcar vă încălzește. Ajung și anul ăsta la Medgidia cu trupa de teatru, așa că vă zic de pe acum, când o să fie festivalul de teatru Tanța și Costel, să veniți să ne vedeți. Venim să vă luăm premiile din nou. Ho, ho, ho. Suntem în zona Abator, nu suntem în zona, suntem chiar la Abator în momentul ăsta. Suntem 166 de prieteni pe live. Vă mulțumim din inimă. Dacă am fi 5 milioane, ar fi și mai bun. Ci că se trecem pe Bulevardul Republicii. Chiar acum suntem. Vedeți? Doamna Lenuța, vă știe, vă cunoaște Ciprian. Mental a știut că o să vreți să vedeți Bulevardul. Mergem în sus spre Liceul 2. Nu? Facem la stânga undeva? Așa, da, uite, bine că mi-a adus aminte colegul. Eu n-am apucat, mă uitam în calculator. O să vedeți pe traseu mai multe microbuze, știți că au intrat în funcțiune microbuzele Pristil, microbuzele de transport în comun intern. Dacă nu știți ce-i cu ele, urmăriți pe pagina noastră undeva mai, acum vreo 2-3 săptămâni, am făcut un reportaj de o oră întreagă despre liniile de transport în comun ale societății Pristil. Și ăsta ar fi unul dintre momentele în care vă puteți da seama de ce e important transportul în comun. Pentru că decât să-ți nenorocești mașina, o scoți din zăpadă, te chinui, dă înainte, dă înapoi, dezăpezește-o, mergi cu viteza a doua, ai grijă să nu te boțească unul că-i alunecă spatele și așa mai departe, mai degrabă pentru cei 2 lei pe care atâta costă transportul cu microbuzele Pristil, pentru cei 2 lei merită să lași puțin mașina acasă, măcar pe perioada asta cu super zăpadă, și să treceți pe transportul în comun. Știți foarte bine, dacă nu știți, vă spun eu, aceste microbuze acoperă aproape tot orașul. Adică nu cred că e un punct în care să nu poți ajunge cu microbuzele Pristil. Salutări din Sicilia, ia uite frate, Italia, salutări din Sicilia, oameni cu căldură în suflet și în jur, nu în jur, în jurul lor zic.
E frumos Romanul. Acum, în caz că n-ați mai fost de mulți ani pe acasă prin Roman, dragilor, vă spun că am avut o surpriză. Când m-am întors din Spania, după 5 ani de stat acolo, mă așteptam să găsesc orașul așa cum l-am lăsat. Știu că o să mă înjurați. Salutări, Arad! Știu că o să mă înjurați, e un punct de vedere personal. Noi nu facem presă acum, suntem doi prieteni într-o mașină care fac un live ca să vedeți voi cum arată orașul. Orașul arată foarte bine, cel puțin în părțile centrale, cele extrem de folosite. Evident, sunt și zone urâte, sunt zone în care probabil autoritățile au uitat că există zonele respective. Și sunt convins că dacă vom merge cumva în cartierul Nicolae Bălcescu, rămânem înzăpeziți în primii 10 metri. Știu că există și așa ceva. Monța, bună dimineața! Există și zone din astea, dar părțile pe care oamenii le văd, cei care sunt în trecere prin Roman cel puțin, sunt cele centrale. Și alea arată bine. Asta e, voiam să vi le arătăm și vouă. Nu o facem reclamă nimănui. Ca idee, sunt părți bune și părți proaste. Uite, acum mergem pe Anton Pan. În continuare, după atâția zeci de ani, canalele astea de pe Anton Pan sunt în continuare 20 de centimetri mai jos decât restul străzii. Pe atâția și atâția zeci de ani. Veneția! Am fost în Veneția, mi-a plăcut. Am pus ochii pe o bărcuță care stătea acolo. Am fost pe la armurerie sau cum se cheamă. M-am și rătăcit. Tortona, bună dimineața! Orașul este îmbătrânit, din păcate. Asta este. Tinerii au plecat din oraș și am rămas eu și cu Ciprian. Valencia, bună dimineața! Catania, bună dimineața! Distribuiți acest live pentru că sunt, eu nu mai am timp, nu mai am mâini. Într-o mână țin microfonul, în celălalt țin laptopul ca să citesc comentariile voastre, în cealaltă, și cu altă mână nu mai pot să fac mare lucru. Distribuiți voi această transmisiune pentru ca romașcanii de peste tot din Europa să aibă posibilitatea să vadă municipiul Roman pe timp de iarnă. Ce, că treci pe la o ciorbă, pe la Bradu? Am trecut deja. Brescia, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Bă, ce oameni faini sunteți! 140 de prieteni cu noi, mie îmi pare rău că nu. Franța, bună dimineața! Bonjour! Ai singur... Costa Blanca! Oh, bună dimineața! Singurul cuvânt pe care eu știu și eu în franceză e bonjour! A, și mai era cu voulez-vous coucher avec moi, dar că să nu-i zici unui polițist chestia asta în Franța, am aflat-o pe, în urât. Da, mă, și-a bătut cineva joc de mine și mi-a zis, măi, du-te la un polițist, dacă ești vreodată, ai necazuri. Eram în Montpellier la un moment dat. Te uiți la un polițist și îi spui chestia asta, voulez-vous coucher avec moi, și el o să știe că ai nevoie de ajutor. Și eu, ca prostul, chiar m-am dus și l-am întrebat. Întrebător, voulez-vous coucher avec moi, da? Și ăla săracu s-a uitat la mine și... Nu vă mai zic. Danemarca, bună dimineața. Danemarca, bună dimineața. Londra, mamă ce de oameni și toți în străinătate. Ce că hai pe centru să curățăm parcările, dar să vină să și le curețe în primăria, că sale lor, nu sale mele. Murcia, Murcia. Băi, UAE ce înseamnă? Arabe Unite, nu? Emiratele Arabe Unite. Băi, frate, oameni cu căldură. Bună dimineața. Așa, 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 unde? Ci că pe la Irta ne spunea cineva să mergem, suntem pe la Irta. Băi, Ciprian, dar telekinetic ești. Eu nu telekinetic, tele... ceva. Cu tele. Ești ceva cu tele. Să vă salut din Italia. Din 2013 a mai fost zăpadă totuși prin Roman. Dacă știam, făceam mai multe... mai multe live-uri. Eugenia, noi facem live-uri din Roman. Mulțumim tare mult de apreciere. Sunteți simpatici, adică eu, că eu vorbesc, Ciprian e partea tăcută a echipei noastre. El când vorbește de obicei mă pune pe mine la punct. Mulțumim de aprecieri. Mulțumim că eu glumesc acum. Mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim că ați distribuit această transmisiune. Știți, pentru cei care ne urmăresc, că facem
transmisiuni live la mai toate evenimentele care se petrec în municipiul Roman. Suntem singura televiziune online din țară care transmite, de exemplu, meciurile de handbal ale CSM Roman, care nu sunt transmise de televiziunile mari. Singura televiziune din țară care transmite în acest moment meciurile CSM Roman de fotbal. Și le transmitem pentru ca toți să se poată bucura de ce se întâmplă în municipiul Roman. Încă o dată, bună dimineața, Italia. Trebuie să-i salut pe toți italienii, romtalienii care ne salută. Pentru cei care nu știu ce facem noi, suntem o televiziune care transmite exclusiv în mediul online pe internet, adică pe www.roman24.ro și pe Facebook, pe pagina pe care o urmăriți acum. Dacă nu o urmăriți, faceți bine, puneți mâna și dați like, follow la pagina noastră Roman24 online. Distribuiți cât se poate de mult, pentru că ne ajută și pe noi, ca să fiu sincer, noi din asta încercăm să trăim. E o idee pe care am avut-o cu ceva ani în urmă, iată mai bine de 3 ani de acum, și încercăm să ducem romanul peste tot în lume. Domnul Cornel Corneliu, dacă ar fi după mine, v-aș trimite toată zăpada din Roman la Terni, în Italia, să scăpăm noi de ea, că mie îmi place zăpada, dar nu atunci când se dezgheață și când îți intră în cizme. Așa că vă trimit pe toată. Știi ce mai lipsește acum cu toată zăpada asta? Pe cuvântul meu. Că azi e bobotează pe vechi, pe stil vechi, și s-a nimerit pentru ei. Niște colini de bre. Să mor dacă nu. Deschide ușa, creștine. Eu vă cânt colind de voi, puneți câte un euro în contul nostru. Sunteți 144, n-ar fi așa de rău. Scoatem și noi de un litru de benzină, că la cum crește prețul aici. Îmi pare rău că nu puteți vedea în laterale în momentul ăsta toate străduțele astea micuțe. Noi nu putem intra pe ele pentru că nu au fost dezăpezite, sau dacă au fost dezăpezite, au fost dezăpezite prost și panta e destul de accentuată și mie că în loc să mergem în față, mergem în spate. Așa că o să mergem pe unde e totuși puțin asfalt pe jos, că nu vreau să dăm la lopată. A dat colegul dimineață la lopată, avem și poze puse pe Facebook. Uite-mă, oameni care nu au mai văzut zăpadă de 10 ani! Mamă, de 10 ani zăpadă! Mai avem benzină. Mai avem? Păi, ne-a întrebat un om dacă mai avem. Mai avem, avem. De ce, vreți să ne faceți cinste? Unde venim? Că dacă aveți 5-6 litri de benzină, noi o primim. Păi suntem cerșetorii aia de la colțul străzii, știi? Ce, nu lucrăm pe bani, noi lucrăm pe gaz. Da, într-adevăr, starea drumurilor, vedeți cum este? Nu e așa de rău. Ne. În schimb, trotuarele lasă mult de dorit. Bine, acum să nu fiu nici răutăcios, e și dimineață. Nu uite cât 10:54, adică boierii abia acum se trezesc. Și o să iasă cu lopata în mână toți la dat zăpada. Dragilor și dragilor, nici nu pot să vă spun cât de mult îmi place să vă văd atât de mult alături de noi. Eu știu că vă arde sufletul, arde inimioara în voi să mai vedeți ce se întâmplă prin Roman. Și îmi pare rău că nu sunt evenimente în momentul ăsta. Ar fi trebuit poate să facem așa ceva când au fost evenimentele alea masive pe centru, dar nu puteam să le acoperim și pe alea și să facem și live-ul ăsta din mașină. Vă mulțumesc că ne urmăriți, doamna Lenuța, să rumână. Da, suntem în Roman, suntem în Roman, Cecilia. Suntem în Roman. Și eu, știți cum e? În mintea mea aia bolnavă, bogată, eu aș ieși și în afara orașului puțin. Dar acolo nu avem nici semnal la internet, pentru că noi transmitem și depindem de niște echipamente totuși. Acolo nu știu cât e semnalul de bun a internetului. Leida, bună dimineața!
Și sincer, nici nu m-aș băga să mă ia vântul și să mă întoarcă cu roatele în sus. Eu sunt și gras de felul meu și dacă pic pe spate, stau ca broasca țestoasă pe urmă. Nu mai pot. Trebuie să vină cineva cu levierul sau cu cricul și să mă întoarcă să mă pună înapoi pe picioare. Da, ca să știți. Urcăm pe Mihai Eminescu. Vedem deja diferență, zăpada pe șosea. Noroc că s-a mai topit sub roțile mașinilor. Asta este una dintre străzile intens circulate, nu doar de mașini, ci în primul rând de pietoni. Gândiți-vă că toți elevii care învață la Roman Vodă aici vin să-și bea cafeaua. Câte 3 ore pe zi, în fiecare zi. Băi, eu nu înțeleg, copiii ăștia când mai merg la școală? E 10:57. Dar ce mă, cine de la conducere au școală? Nu știu. Câte grade sunt? A, uite, -1 grad. -1. Zice în bordul mașinii. Dar în sufletele noastre, dragii noștri și iubiții noștri prieteni, sunt 20-25 de grade Celsius. Pentru că ne încălzim cu dragostea și cu vizualizările voastre. Nu uitați să dați like. Da, am trecut prin fața blocului cuiva, cu siguranță. Băi, mie îmi plac oamenii ăștia. Ați trecut prin fața casei mele. Dar nu te-am văzut în poartă cu o cană de vin fiert. Să zici oprește puțin. N-am fi oprit, da, așa, ca fapt divers. Mantova, bună dimineața. Am un fotograf în Mantova, un italian pe care îl urmăresc pe Instagram. Foarte bun, Cristiano Giglioli se numește. Giglioli, cred că. Un fotograf de nota 20. Îi fac și reclamă, omul nici măcar nu mă cunoaște. Dar mie îmi place cum face poze. Bună dimineața din Germania. Vă cred că vă e dor și vă înțeleg. Vă înțeleg că vă este dor de Roman. Vă asigur. Și că ne așteaptă, vai ce mișto, vă aștept cu o țuică fiartă la Secuieni. Noi cam mustăcim aici, dar suntem la muncă, suntem și cu permisul în buzunar și preferăm să-l păstrăm în buzunar. Acum vă dați seama că noi glumim, eu în mod special. Glumim când zicem, băi, așteptați-ne cu vin fiert sau țuică fiertă, n-am putea oricum. Și mai mult ne-am bucurat să știm că ne sunteți aproape la fiecare transmisiune pe care o facem. Salutări, Torino! M-am rătăcit în Torino odată cu mașina. Ne bucurăm mai mult să știm că sunteți alături de noi, că dați like la acest live, că îl distribuiți acest live și că veți fi alături de noi. Bine, dacă dați like și paginii noastre Roman 24 online, veți ști data viitoare când intrăm în live și nu o să mai trebuiască să facem 1 milion de distribuiri. Cineva zice că am trecut pe lângă ea. Am trecut pe lângă? Da. Mă, dar tu primești comentariile? A, ba nu. Nu v-am văzut. Eu stau cu ochii în monitor și îmi pare, dacă ne vedeți pe stradă, faceți semne masive că... Nu săriți în fața mașinii. Nu săriți în fața mașinii, da. Dar mă bucur, apreciez, mulțumesc tare mult că ne salutați. Uite, din nou autocarele Pristil, microbuzele Pristil, ca să vă faceți o idee despre cum arată în caz că nu le-ați văzut când le-am făcut prezentarea aia de o oră întreagă. Mă bucur să văd că sunteți cu telefonul în mână, cu tableta în mână, uitându-vă la un live din orașul în care locuiți. Înseamnă că facem ceva bun și că vă place și vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi. Salutări Italia, mulțumim pentru toate aprecierile. Știu că... Am fost pe Mihai Viteazu? Am fost. Dacă dați înapoi, o să vedeți și Mihai Viteazu. Eu știu că mulți dintre voi, în momentul ăsta, vă gândiți, bă, dar i-ar tace gura lui ăsta, frate. E frumos să ne uităm, dar de i-ar tace gura. Eu nu pot... Că, na, de când lucram în radio, la Radio Nord-Est, de atunci vorbesc în continuu, nu mă mai opresc. Ce, să facem un giratoriu? Zip, zip, nu știu ce, mi-arăți like-urile care curg? Curg like-urile, să rămână conașilor, să vă dea Dumnezeu sănătate pentru fiecare like pe care îl dați, pentru fiecare reacție pe care o aveți la acest video, să vă dea Dumnezeu sănătate cât 1000 de chile. Zic, o tonă de sănătate de om ajunge. Nu știu cât îi trebuie unui om. Câtă sănătate. Ajungem la cimitir, la bine, zona cimitirului, la cimitir, sper să ajungem cât mai târziu. Bine, unii dintre noi vor ajunge mai devreme, da?
bine, o să vă simțim lipsa. Care e Cuza Vodă? Mergem și pe Cuza Vodă? Zice Ciprian că mergem. El e cu volanul. Salutări, Dublin! Nu știu cum e cu zăpada la voi acolo. Am o prietenă care e în zona respectivă, în Cork, mi se pare că stă. Nu știu nici dacă e în aceeași țară. n-am mai apucat să o întreb cum e cu vremea pe acolo. Zona cimitirului. După cum vedeți, nu e așa de rău pe jos. Nici pe sus, nu mai ninge, din păcate. Aș fi vrut să mai ningă măcar așa câteva ore, ca să vă arătăm Romanul pe ninsoare. Ninsoare, acum n-avem decât zăpadă. După cum vedeți, nu este un oraș din ăla... Băi, cum să-i spun, sinistru iarna? E plin de oameni. Pe aproape, ați nimerit-o doar cu Roman. Mulțumim pentru succes, suntem roman24.ro. Cui este dor din salutări din Nou Italia? Cui este dor de Roman? Auzi, și că transmisia nu e bună, că n-avem semnal. S-ar putea să aveți netul slab. Nu, eu îmi văd transmisia bună pe internet în momentul ăsta. E posibil să aveți semnalul dumneavoastră slab. Și că la Cork plouă. Foarte bine. Deci așa e în zona aia. Suntem în zona gării, autogara, gara, în caz că vă era dor. Cui este dor de Roman, n-are decât să vină acasă, măcar așa într-o vacanță, să ne caute. Ne găsesc, oamenii ne pot găsi în sediul, l-avem în Casa de Cultură a sindicatelor din Roman. Știți cu toții unde se află, intrarea din spatele casei de cultură. Luați-vă după firma aia imensă de 6 metri, pentru că noi am fost când am făcut TV-ul ăsta, televiziunea asta, am zis că hai să fim din aia. Avem o televiziune mică, cu o echipă mică, doi oameni, dar să avem o firmă de 6 metri. Că nu e așa, de ce să n-avem? Salutări din Germania, salutări din Germania. Bă, dar câți germani sunt aici? O grămadă de germani. E așa de frumos de locuit în Germania, nu m-aș înțelege cu limba aia. Am încercat. Două limbi străine n-am reușit să le prind. Hai că în franceză, dacă cineva îmi vorbește, aș putea înțelege. Spaniolă vorbesc, italiană înțeleg. Engleză, ca tot românul, dar germană și maghiară, astea două, frate, nu mă înțeleg cu ele. Ce pus mă doară gura. Acum, să vă mai spun pe unde suntem? Nu, vă mai spun, că știți foarte bine. Am făcut turul parcului. Sunt curios cum arată în parc în momentul ăsta. Las că-l luăm... Așa, salutări din Hamburg! Perfect, mulțumim! Salutări... Nu mai pot să locuiesc. Horia, perfect! Este semnal, este semnal... Alexandru, dacă îmi găsesc o fată în Roman, mă însor și eu. Foarte grea germană, așa este. Apropo de însurat, ia că am murit. Apropo de însurat, în fiecare an îmi promit că anul ăsta, tipa cu care o să mă cuplez, o să și fie aia cu care să mă însor. M-a bătut Dumnezeu. Montreal, salutări, Los Angeles, salutări. M-a luat cu tuse când am vorbit de însurătoare. Salutări din Anglia. Cum e Montrealul? Plin de zăpadă, așa e. Zaragoza. Buenos dias. Montreal, frate. Romașcan în Canada. Sper să fie romașcan din Roman persoana care ne-a scris din Montreal. Cuza Vodă. Cuza Vodă. Asta e Cuza Vodă? Ah, Cuza Vodă. Care ești din Cuza Vodă? Știi ce? Hai să facem o chestiuță. Care e următoarea stradă pe care mergem? Să-i anunț din timp și să vedem câți ies la geamuri să ne fluiere. Mergem pe partea aia cu strada cu Casa Armatei?
M-am stricat de la frig, Irinel. Mi s-a dus un plămân. Măi, eu sunt și fumător, din păcate. Și asta este, respir aer și cald în mașină, dar vine frig de afară. Mai morc din când în când. Roma, Italia, salutări din nou. Buongiorno. Ia să văd dacă reușesc să-i salut pe oameni în limba țării în care se află. Mai puțin. Stai așa, în Germania, în germană, în germană. Guten Tag. Băi, nu-i ciudat că mi se spune neamțul. Vin dintr-o familie de nemți. De lungă durată, da? Am nume german, habar n-am să vorbesc nemțește. N-am învățat niciodată. Profa mea de germană din liceu era super încântată de ideea. Ia că-l luăm pe ăsta lui Vogel, să... Clar că el german fiind, îl băgăm în toate olimpiadele, mai aducem și noi în plus valoarea liceului. După ce mi-a zis Guten Tag, m-a întrebat primar, sprechen Sie Deutsch? I-am zis, da, în română, și aia a fost toată discuția. Săraca femeie și-a luat țeapă cu mine. Guten Tag, da. Și-a luat țeapă, ea săraca s-a așteptat să mergem la olimpiadă, las că îl ducem pe neamțul la olimpiadă, la internațională, că s-a rupt pe germana. Salutări din Grecia, Grecia, zai zim, știam și în greacă cum se zice salutări, salut, buongiorno. Bă, buongiorno. Da, buongiorno în italiană. Cum se spune, frate, tiramisu sau ceva de genul ăsta în greacă? Cheremu, ceva, nu știu, pe aproape. Auzisem pe cineva la un moment dat, nu știu dacă m-a înjurat sau mi-a zis bună ziua. Am o prietenă care vorbește foarte bine greacă. Câteodată mai vorbește greacă cu cineva la telefon, eu nu înțeleg nici o cără din ce spune. Calimera! Ai, 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 ai! Sărmâna! Calimera! Uite, ușor, ușor, o trece pe limbi străine. Am fost pe Bogdan. Am fost pe Bogdan Dragoș. Robert, am fost deja... Încercăm niște zone. Gândiți-vă puțin că și noi în momentul ăsta suntem într-o mașină înghețați de frig, deși mașina totuși dă aer cald foarte bine. Dar nu am vrea să stăm să nebunim toate străduțele, pentru că live-uri de genul ăsta vom mai face. De aceea încă o dată îmi înnoiesc rugămintea de a vă abona la pagina noastră, de a da like paginii Roman 24 online pe Facebook, ca să știți când vom intra în următoarele live-uri. Știu că astea prind foarte bine. Sunt o mulțime de romașcani și nu neapărat romașcani, sunt oameni din România care vor să vadă orașul. Noi vi-l prezentăm exact așa cum este el. După cum vedeți, nici nu înjurăm pe unii, nici nu lăudăm pe alții, nici n-ar avea rost, pentru că nu-i interesează, știți poziția mea, dacă mi-ați urmărit emisiunile 24 de titluri, când le mai făceam, poziția mea legată de politicieni și de administrația publică, atât locală cât și națională, este că mi s-a antipatici toți și nu cred că unul din ei își face treaba așa cum ne dorim noi. Deci, noi vă prezentăm orașul așa cum este el în momentul acesta. Mergem pe Victor Hugo. Dragilor, îmi zice pilotul că mergem pe Victor Hugo. Așa că ieșiți la geamuri. Hai că-s curios dacă iese cineva la geamuri cu, nu știu, să ne fluture de la fereastră o bancnotă de 500 de lei. O bancnotă de 50 de euro. Fluturați de la geamuri, că nouă ne plac. Bună dimineața, Italia. Ce-i, unde-i Panaita Donici? E în altă direcție, nu? Eu mă bazez pe GPS-ul Ciprian. El e, știe străzile astea pe omul și cu ochii închiși. Mă bucur că vă aducem măcar atâta bucurie, dragilor. Mihaela, mulțumim. O să ajungem, cred că, și prin favorit. Eu v-am zis, nu sunt eu la butoane. Eu sunt la microfon, ci că mergem și prin favorit. Eu sunt doar la microfon. La volan e colegul Ciprian. Nu-l auziți, nu-l vedeți, dar el e acolo, partea activă 100% a acestei echipe și a acestei transmisiuni, pe care încă o dată vă rog să o distribuiți, că sigur aveți în listă, în lista de prieteni, romașcani care sunt plecați din țară sau nu, dar care ar dori să urmărească astfel de transmisiuni. Casa Pionerului, am fost pe acolo și a rămas în paragină. Iarăși, Sicilia, am fost, Nicolae Bălcescu, nu putem să facem filmări. Avem din cartierul Nicolae Bălcescu de astă vară, când se putea intra cu mașina,
Acum, sincer, nu riscăm. Oameni buni, vă rog să ne și înțelegeți, sunt străduțe pe care nu riscăm să intrăm cu mașina, pentru că rămânem acolo. Din păcate, grădina zoologică nu mai e aici unde o știați voi. Parcul zoologic a fost mutat și arată mult mai bine. În parcul municipal e o mini grădină zoologică. Salutări cordunenilor. Măi, eu sunt din Cordun deloc, adică bine, după mamă. După mamă eu sunt din Cordun. Bunicii mei au trăit toată viața în Cordun, făceam vacanțele acolo. Și bunicul meu, povestește maica mea, pe vremea când lucram la radio, bunicul meu mergea la o crâșmă acolo la șosea și stătea cu un pahar de, în fine, suc, da, în față și mă asculta vorbind la radio. Era foarte mândru domnul Zaharia. Ah, bună dimineața, Irlanda! Așa, vă spuneam de parcul zoologic că s-a mutat la... e în parcul municipal. Pentru cei care nu au mai fost de mulți ani pe acasă, e o chestie pe care să nu o ratați. Pe luciul apei, în parcul municipal, sunt lebede. E cerb, e cerbul cu căprioarele acolo. În fine, papagali, pe unii, uite, și o pisică pe care o doare la bască. Petrecere de pietoni. Mulțumim, apreciem că sunteți alături de noi și că urmăriți această transmisiune. Irlanda, bună dimineața din nou. Mamă, ce de irlandezi. Bună dimineața, Irlanda, bună dimineața, Germania, bună dimineața, Italia, Los Angeles. Los Angeles, frate, eu am rămas încă fixat. Los Angeles și Montreal. Acum, dacă ne salută și premierul Japoniei Shinzo Abe, de ce nu? Foarte mulți romașcani plecați, din păcate, în țări unde, într-adevăr, se câștigă mai bine, se muncește mai mult. Asta cu siguranță știu, pentru că am trecut prin așa ceva. Se muncește mai mult, se muncește mai serios, dar se și câștigă mai bine. Salutări, Veneția! Am fost... Salutări... Wow, Batunga! Batunga? Unde e Batunga? Neața Danemarca! Frate, Batunga! Mie îmi sună ceva... Stai să vezi acum ce o dau. Neamțul vorbește despre geografie. Din Africa. N-ai cum să știi toate orașele din lume, frate, pe din afară. Grecia, din nou, bună dimineața. E cam târziu pentru bună dimineața, dar hai să mergem pe bună dimineața în continuare, deși e 11 și 13 minute. Cipriane, mai ai benzină, tată? Întreabă Iulian. Da, trecem pe centru, suntem de-a. Trecem pe centru. Neața Anglia, Africa, neața. Coborâm puțin pe la celebra intersecție de la 5 drumuri. Cartierul Anele, Vasile Lupu. Anele, Vasile Lupu? Da. Opa, mergem pe acolo. Bă, ai văzut oameni la fereastră? Eu n-am apucat să văd. Da. Bună dimineața, Londra, neața Milano, neața Londra din nou. Încă o dată vă spun, e de ajuns, pentru că nouă ne este într-adevăr foarte greu să vă dăm invite-uri la toți. Sunteți mulți care își doresc să vă doriți să vedeți aceste live-uri, vă doriți să vedeți Romanul așa cum este el. Noi nu putem să vă dăm invite-uri, invitații la toți pe pagina noastră, pentru că și Facebook-ul ăsta are răbdarea lui. Și Mark Zuckerberg... vede că dăm invite-uri și ne blochează conturile, lucru care s-a întâmplat de altfel de mai multe ori în scurta noastră existență de peste 3 ani în mediul online. Nu putem să vă dăm invite-uri la toți, de aceea faceți, vă rog, un pustiu de bine, pentru că ne ajută foarte mult dacă distribuiți voi atât live-urile cât și informațiile pe care le mai publicăm. Publicăm în fiecare zi informații din zona Roman, Roman Metropolitan și județul Neamț. Ne-ar ajuta fantastic de mult dacă v-ați invita prietenii, dacă i-ați ruga pe prietenii voștri să dea like paginii Roman 24 online, pentru că pe noi ne blochează Facebook-ul. Salutări din Anton Pan! Salutări din pentru Italia! Jos pălăria pentru italieni! Italieni, pentru românii din Italia, știu că Praga, bună dimineața, Grecia din nou, soare mare, Anglia din nou, bună dimineața,
Suntem în zona Strandului, în fine, cum se cheamă acum complexul sportiv și de agrement Moldova, în care nu vom intra. Puteți veni voi să-l vedeți, este unul dintre cele mai frumoase complexe din zona asta a Moldovei. Neața din Olanda! Olanda! Cică hai și pe la Piața Mare. Am fost. Acum suntem în zona Anele, Vasile Lupu. Fostul cartodrom, în zona fostului cartodrom. Așa, vă spuneam să ne ajutați, pentru că Tarragona, Spania, am fost acolo. Am fost cu mașina. Vă spuneam să ne ajutați să devenim mai cunoscuți. Suntem singurii din zona asta a, de fapt singurii din Neamț, care fac astfel de transmisiuni. Dacă vă era dor de orașul, de municipiul Roman, nu-l puteți vedea în altă parte decât în grupajele de știri ale televiziunilor locale. Noi facem aceste live-uri, nu câștigăm absolut nimic de pe aceste live-uri, ca idee. Poate vă întrebați, băi, cât câștig oamenii ăștia? Nu câștigăm absolut nimic, toate aceste live-uri le facem pentru a crește pagina Roman24 online, așa încât aceste live-uri mai târziu să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că știm ce înseamnă să fiți plecați din țară și să vă ardă dorul de locurile în care ați copilărit. De asta le facem. Cică, hai pe strada mea că vă arăt eu 50 de euro. Ne-l arată doar, nu, zice Elena. Mulțumim, Elena, ești extraordinar de generoasă. 50 de euro. Și îi dăm înapoi prin zăpadă. Vă scăuți? Salutări, vă scăuți? Stai așa. Bună dimineața. Bună dimineața, Gabi. Nu e o idee nouă asta cu transmisia din mașină. Dacă vă uitați în urmă pe pagina noastră pe Roman24 online, pe Facebook, o să găsiți cel puțin, sau pe YouTube, dacă, eu știu, căutați canalul nostru Roman24, veți găsi cel puțin 13 astfel de transmisiuni din Roman făcute cu mașina, pentru că i-am înnebunit mașina omului în timp, i-am transformat-o într-un fel de car de reportaj și am făcut cel puțin 13 astfel de transmisiuni, atât pe zi, pe noapte, pe ploaie, pe soare, pe vară, pe iarnă. Avem astfel de transmisiuni pentru că știm că vă place să vedeți Romanul. Vă mulțumim foarte mult, foarte mult pentru toate aprecierile, pentru faptul că, iată, în acest moment suntem aproape 200 de oameni pe acest live. Vă mulțumim! Dacă ne întâlnim, dă-ne flash-uri, dă-ne claxoane, scoate degetul pe geam. Bine, degetul mare pentru ok, nu degetul mijlociu pentru... Da? Că noi vă răspundem. Răspundem tuturor. Nouă ne place să stăm de vorbă cu oamenii și îmi pare rău că deocamdată ori nu ne-am prins noi, ori tehnica pe care o avem nu ne permite să vă luăm mesajele live, audio, ca să intrați pe aceste live-uri. Dar nu se știe niciodată. Nu se știe, dragilor, niciodată. Suntem foarte mulți prieteni în momentul acesta, 170 pe acest live, lucru pentru care vă mulțumesc, încă o dată vă spun, de distribuit. Vă rog să distribuiți acest clip, această transmisiune, pentru ca cât mai mulți romașcani sau neromașcani care vor să vadă aceste live-uri să aibă posibilitatea să le vadă. Și știți care e problema? Acum hai să fim serioși, sunt mulți din Roman care locuiesc în Roman și știu sigur că urmăresc acest live pe internet. Am fost pe Cuza Vodă, îmi spune Ciprian. Nu trebuie să vă supărați pe noi, am fost deja. Când se va încheia acest live, o să-l puteți derula și o să ajungeți și pe străzile pe care ni le cereți. Am trecut deja pe multe dintre ele și hai să fim serioși, Romanul nu este o metropolă atât de mare încât să ne ia 2-3 ore ca să ajungem pe o străduță. Dacă am trecut pe 2-3 din ele, deja am făcut aproape tot Romanul.
prin satele de lângă Roman. Iarăși, e o întrebare pe care nu ne adresează o singură persoană. Noi am vrea, explicația este aceeași ca și cu străduțele din cartierul Nicolae Bălcescu. Noi am vrea să ajungem și prin satele din jurul Romanului. Din nefericire, abia a nins, știți foarte bine. Abia a nins și nu vrem să riscăm să nu ne mai putem întoarce în Roman. Nu știm cât de bine sunt puse la punct străzile alea, dar imediat ce zăpada se mai liniștește și vremea se liniștește și avem certitudinea că se poate circula, cu siguranță vom trece și pe acolo. Știți foarte bine, în caz că nu știți, iarăși îmi fac datoria să vă aduc aminte, avem o arhivă video pe Facebook în care puteți să căutați localitățile pe care doriți să le vedeți. Le-am făcut în mare, cordun, unde am avut inclusiv zilele cordun, trebuie să le găsiți pe YouTube, cu siguranță, sau pe Facebook. Am fost pe Anton Pan, iarăși, am fost pe Anton Pan. Când o să se încheie acest live, o să puteți derula înapoi și veți vedea că am fost pe Anton Pan. Andreea, bună dimineața, Spania. Deci vă spuneam, am făcut cordun, sigur, avem fotografii, seturi întregi, sute de fotografii făcute din Pildești, Simionești, Tămășenia, Giudeni, nu trebuie să fie. Pe unde am mai filmat? Pentru că nouă ne place să filmăm și vouă vă place să urmăriți ce filmăm noi. Am fost în zona Ștrandului, acum am venit de acolo. Rodica, îmi pare rău. Am făcut zona Vasile Lupu. Dacă nu mă înșel, avem filmare și din Gâdinți. Nu? Da. Parcă avem filmare și din Gâdinți. E de ajuns să le căutați în arhivă, ori pe YouTube, pentru că sunt atât de multe, nici nu mai știm pe unde le-am postat. Ori pe canalul nostru de YouTube, unde e de ajuns să căutați Roman 24 online, veți găsi logo-ul nostru galben. E celebrul logo galben. Ori aici pe Facebook, pe pagina noastră, pe Roman 24 online, la care vă rog să-i dați like pentru a fi la curent cu viitoarele transmisiuni live pe care le vom face, în așa fel încât să nu mai fiu nevoit să-mi usuc eu gura rugându-vă să distribuiți. Cu cât sunteți mai mulți care urmăresc această pagină Roman 24 online, cu atât veți primi update-uri de la noi. Și nu vorbim doar de transmisiile live pe care le facem, astea din mașină, ci și evenimentele importante care se petrec în Roman. Noi facem live-uri de la, v-am spus, aproape orice eveniment important. Nu doar meciurile de handbal și de fotbal ale CSM Roman, ci și știri de interes general, transmisiuni de la conferințele de presă ale primăriei Roman sau consiliile locale sau lansări de carte, evenimente culturale, spectacole, cum a fost, de exemplu, Ziua Minorităților sau, nu știu, Festivalul de Datin și Obiceiuri sau orice. Toate astea le găsiți, le-am transmis live pe Roman 24 online. Cotu Vameș, nu știu dacă am transmis până acum, n-am prea avut treabă pe acolo. Nu mai țin minte. E pot... Cum? Antarctica, bine, dar presupun că e o glumă, Felix. În Antarctica ar fi, montăm încă un bold în hartă, știi, un romașcan în Antarctica. Bună dimineața tuturor, încă o dată îmi fac datoria, mă simt ca la radio, frate, și atunci vorbeam mult și prost și îi plictiseam pe oameni. Bună dimineața tuturor, suntem în spatele unui microbuz pristil, iarăși îmi fac datoria să vă anunț această opțiune pe care o aveți la transportul prin municipiul Roman. Atunci când nu vrei să-ți dezăpezești mașina, nu ai lopată să o scoți din zăpadă și să poți pleca cu ea, costă 2 lei să mergi prin Roman cu mijloacele de transport în comun. Bună dimineața, Tenerife! Acolo vroiam să ajung și n-am mai ajuns. N-am mai ajuns în Tenerife, pe plajele negre ale... am uitat cum se cheamă insula.
plajă neagră cu de-alea vulcanică, cenușă vulcanică, știi? Frumos tare acolo. Mulțumesc, Gabriela. Cum să spun, Gabriela sau Gabriela? Că... sau ga... sâmbătă. Da? Așa. Cine vine prin Roman, din străinătate, zilele astea, n-are cu cine să bea o cafea, că noi nu bem altceva. Noi tot batem câmpii cu țuică fiartă, vin fiert, cea mai departe, dar nici eu, nici colegul Ciprian nu bem alcool, ca idee. Bem cafea, câte 20. Da? Dați-ne un semn. Noi suntem dispuși, disponibili, indispensabili, ca izmenele. Dacă vrei să ai căldură în suflet, ia-ne pe noi. Da, se vede în urmă, pentru că e normal să se vadă în urmă. Mulțumim tare mult, Gabi, pentru distribuirea în Italia. Știu că se vede în urmă, pentru că noi transmitem wireless pe internet. Suntem în mașină în mișcare, evident, nu ținem de niciun fir, de niciun cablu. Transmitem wireless până ajunge semnalul pe Facebook, pe internet. Noi am trecut deja de zona respectivă. Dar oricum, mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că ne dați semnale, vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumim că am fost aproape 200 astăzi pe acest live. Nici nu știu câte vizualizări per total o să fie. Gabriela, când vei veni în România, o să ne discutăm aici pe Facebook. Și stabilim și întâlnirea la cafeaua aia. Și că arată și fața așa. Nu, zice Ciprian să nu vă arăt fața, că camerele astea pe care le folosim noi costă undeva la vreo cât costă? 700-1000 de euro. Ceva de genul ăsta, dar și nu vrea să pocnească lentila în ele. De asta. Eu dau bine la microfon, nu și pe cameră. Da, e de ajuns să vă uitați în urmă pe arhive și o să mă vedeți la emisiunea 24 de titluri. Acolo unde zic eu ce am de zis. Salutări, Florența! Nu mai există Hera. Hera e închis de când Hăul și Părău. Interclubul... nici Interclubul nu mai există. Mihaela, nu pot să vă arăt, dragilor, că țin la... Băi, atrage puțin pe dreapta. Trage, cobor, stau în fața mașinii să mă vadă oamenii. Știu ce caută un troian, că vreau să mă arunc în el. Unde vezi un troian, trage pe dreapta și eu mă arunc. Da? Ce ziceți? Chestia asta? O facem? Unde găsim niște zăpadă, trage Ciprian pe dreapta și eu am să mă arunc în troian și o să mă vedeți. Așa facem. Măcar mai facem niște like-uri. O zi faină, Gabriela, și succes la serviciu, o zi ușoară. Hai că am ajuns la... Aici e troianul? Acum cobor! Mulțumesc! Da! Și acum se plimbă zăpadă. Bună dimineața tuturor! Și acum se plimbă zăpadă și m-am așezat pe bancheta încălzită a mașinii colegului Ciprian, care presupun că... Am și buton de masaj. E din ăla tailandez. Oprirea e interzisă, dar nu e. Știe colegul ce are de făcut. Măi, oameni buni, care sunteți prin Roman sau veniți prin Roman din serenitate și mai prindem zăpadă, eu zic să facem oameni de zăpadă, ne batem puțin cu zăpadă. Dimineața asta Sorcova de la volan mi-a aruncat 4 lopeți cu zăpadă în cap. Da. Mai mi-a intrat zăpadă, da, în 5 minute încheiem, pentru că nu mai putem să facem orașul, dar rămâneți pe fază,
Dați, vă spuneam, follow, like paginii noastre Roman 24 online ca să fiți la curent cu următoarele transmisiuni pe care le vom face. Bă, mi-a intrat zăpadă după gât. Curge la vale pășirea spinării. Așa. Mulțumim celor care au fost alături de noi. Mulțumim celor care au dat like. Mulțumim din suflet, din inimă, partidului pentru toate cuvintele bune pe care ni le-ați spus. Vă mulțumim și pentru cuvintele proaste și urâte. Ce vrei, nu poți să-i mulțumești pe toți. Noi facem tot posibilul. Gabi, mă bucur să aud că am făcut un om fericit în Italia. Ăsta este salutări din Filipine. Oh, Ciprian! Filipine? Ai ajuns acolo? Ciprian Mancaș. A ajuns în Filipine. Bravo! Deci, ca să încheiem, pentru că ne apropiem de final, vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi. Rămâne să ne vedem la următorul live, pe cât posibil, cât mai curând posibil. Stați cu ochiul pe Roman24 online, atât pentru aceste live-uri, cât și pentru alte informații din Roman și zona metropolitan. Eu sunt Neamțu, Ciprian e la volan și vă salutăm din mers. Toate bune, o zi minunată tuturor!